Frați și surori, dorim în continuare să deschidem Cartea Sfântă la Evanghelia după Matei, capitolul 5, pagina Bibliei 926. Matei, capitolul 5, primele 12 versete. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a așezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să învețe astfel: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânși însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii al lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vă vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Amin. Amin. Se pot ocupa locurile. Cred că Domnul are din pasajul acesta ceva pentru biserică. Doar cu 5 minute înainte m-am decis să citesc textul acesta, era un alt text la care m-am oprit, dar am avut pe inimă textul acesta în timpul cântărilor. Și doresc din toată inima Domnului pe toți să ne cerceteze. Amin. Spune aici, printre altele, când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a așezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Foarte important să venim la casa Domnului întotdeauna. Una din strategiile pe care diavolul le are în dreptul credincioșilor este dacă îi poate izola de biserică, să lipsească de la părtășii, motive puierile, fără suport. Domnul dorește întotdeauna, de aia Biblia spune în Cartea Evreilor, să nu părăsiți adunarea voastră, întotdeauna la părtășii să fim prezenți, pentru că Domnul nu lipsește niciodată de la părtășie. El întotdeauna este înaintea noastră la părtășie. Domnul registrează și după ce am venit aici pe o altă ordine de idei, trebuie să fim conștienți că suntem în prezența Lui. Fapte, capitolul 10, versetul 34, spune Cornelie, când a intrat Petru în casa lui: acum dar toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu, ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Deci am vrea să nu uităm, dragii mei, Domnul este Cel ce-i prezent întotdeauna. Noi, în primul rând și în primul rând, trebuie să venim înaintea Lui, conștienți că El este prezent. Dacă vom fi aici ochi și urechi, atenți la tot ceea ce Domnul dorește să ne transmită, va fi bine de noi, vom pleca cu hotărâri noi. Asta e latura morală, practică, a unei părtășii în casa Domnului. Să plecăm cu hotărâri de a ne face mai buni. Aici nu încercăm să ne etalăm noi valorile care le avem, nici pe departe. Domnul Iisus este modelul ideal. El tot ce a făcut nu a încercat altceva decât să focalizeze slava spre Tatăl. De aia El a spus, în viața aceasta Domnul l-a proslăvit pe Tatăl. Și Tatăl la rândul lui l-a proslăvit pe Domnul Iisus, l-a înălțat mai presus de orice nume, o dat numele cel mai înalt. De aceea în seara aceasta dorim din toată inima: Doamne, ajută-ne să ne apropiem de Tine. Păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului, mai bine să asculți. Deci e foarte important să ascultăm. Spune aici Biblia, zice, așezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Noi trebuie să ne apropiem. Să știți, vedeți, Domnul spunea printre altele în Ioan 10, eu am venit ca oile mele să aibă viață, dar să o aibă din belșug. Nu toți o avem la fel și viața spirituală, aici e vorba de viața spirituală. Ea e funcție de cum îl căutăm pe Dumnezeu. Ea e direct proporțională cu această apropiere a noastră de Domnul. Cu cât mă apropii mai mult, cu atâta Domnul, sigur, îmi dă mai multă viață spirituală. Acum, apropierea aceasta de Dumnezeu, noi suntem conștienți că noi nu ne puteam noi apropia de Dumnezeu. De Dumnezeu nu puteam să ne apropiem. Uitați ce spune în cartea lui Isaia, în capitolul 33. Spune aici, printre altele, cuvântul Domnului, în versetul 14, a doua parte a versetului: cine din noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Cine din noi va putea să rămână lângă niște flăcări veșnice?
Tatăl așa este, flăcări veșnice, într-o lumină, o slavă extraordinară. Ochiul nu-l poate vedea, nu-l putea vedea. Noi nu puteam să ne apropiem de Tatăl. Din pricina sfințeniei Lui. Spune Biblia în Ieremia, în capitolul 30, versetul 21, ne spune aici, în această idee, foarte frumos, versetul 21, a doua parte, că cine ar îndrăzni să se apropie din capul lui de mine, zice Domnul. De Dumnezeu nu ne putem apropia de capul nostru, nu oricum. Nu oricum ne putem apropia. De aia și spune Cartea Sfântă să fim cu multă atenție. Dar există o poartă, o filieră prin care noi ne putem apropia și noi ne putem apropia prin Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. El este mobilul de apropiere, El ne-a deschis un drum, ne-a trasat o cale, liberă acces la Tatăl. De aia spune autorul Epistolei către Evrei, ne spune aici foarte frumos în capitolul 7, în această idee. Uitați ce spune aici autorul Epistolei către Evrei, ne întărește această încredințare, versetul 25 și 26. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, prin Domnul Iisus. Noi de Tatăl nu ne putem apropia singuri fără Domnul Iisus. Nimeni nu se poate apropia decât prin Domnul. Pentru că El trăiește pururi ca să mijlocească pentru ei. Și versetul 26, și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia. Auziți cum este acest mare preot? Sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri. Noi numai prin El ne putem apropia de Tatăl. Acum, sigur, noi știm cine este acest Iisus. Spune Biblia despre Domnul Iisus Hristos, dragii mei, foarte frumos, sunt cuvinte frumoase pe care Biblia le scoate în evidență. Uitați ce spune de bună oară în 1 Ioan, în capitolul 5, versetul 20. A doua parte a versetului. Zice, noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Iisus Hristos, Fiul Lui, El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Apropiindu-ne de El, ne apropiem de Dumnezeu. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Ne spune aici versetul 12, cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, nu are viața. El este viața adevărată, El este Dumnezeul adevărat. Spune aici versetul 13, v-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viața veșnică. Și aici, în textul nostru, ne spune Biblia, după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. În seara aceasta doresc Dumnezeu să ne mărească credința. Amin. Prin credință noi să ne putem apropia de Domnul Iisus. Uitați ce spune vis-a-vis de acest gând, de această credință pe care, sigur, trebuie să o avem. În Evanghelia după Ioan ne spune aici, în capitolul 3, spune foarte frumos în cuvintele Mântuitorului, sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Ne spune aici versetul 36, cine crede în Fiul are viața veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Cine crede în Fiul are viața veșnică. Deci noi în această seară credem că Domnul este prezent aici, credem că El este viața veșnică, El este Dumnezeul adevărat, că numai prin El noi avem acces și putem ajunge la Tatăl. Tot vis-a-vis de această poartă, ușă, uitați ce spune Ioan capitolul 10, versetul 7 și versetul 9. Iisus le-a mai zis, adevărat, adevărat, vă spun că eu sunt ușa oilor. Versetul 9, eu sunt ușa, dacă intră cineva prin mine, prin Domnul Iisus, va fi mântuit. Dacă intră cineva prin el, îți spune în Ioan 14, ca o reluare a ideii, spune aici versetul 6, Iisus le-a mai zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, prin Domnul Iisus. De aceea noi în această seară vrem să ne apropiem de Tatăl, dar prin Domnul Iisus Hristos. Amin. Acum vis-a-vis de această apropiere, uitați ce spune Biblia, pentru că ucenicii s-au apropiat de El, s-au apropiat tot mai mult în fiecare zi. Noi trebuie tot timpul să ne apropiem de Domnul, tot timpul, toată viața. Ne-am întors la Domnul cu ani în urmă. Dar de atunci, în fiecare zi, trebuie să fie o apropiere sistematică, periodică de Domnul Iisus. De bună oară, în 1 Petru, în capitolul 2, versetul 4 spune așa, apropiați-vă de El, de Domnul Iisus, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Aleluia. Apropiați-vă de El, de Domnul Iisus. El ne provoacă la o apropiere de El, El dorește să ne apropiem de El. Acum, când spune apropiați-vă, însă arată în versetul 1 din capitolul 2 din Petru, nu oricum ne putem apropia.
Și de Domnul Iisus noi trebuie să... De aia Biblia ne învață cum să ne apropiem. Spune aici, lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă și de clevetire. Și astfel se va apropiați, apropiați-vă de El. Dar astea trebuie să le eliminăm din viața noastră. Ne spune Biblia tot vis-a-vis de această apropiere, în Cartea Evreilor, în capitolul 10, versetul 22. Să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Să ne apropiem de El, dar Biblia ne arată cum să ne apropiem. Evrei capitolul 4 ne spune aici versetul 16, să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Iar ca o încununare acestor apropieri de Domnul, Domnul dorește o apropiere în dreptul tuturor, ne spune aici Iacov în capitolul 4, versetul 8, apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Mă apropii de El și El se apropie. Dar cum să mă apropii de Dumnezeu? În primul rând, apropiindu-mă de Biblie. Eu nu mă pot apropia de Dumnezeu dacă nu mă apropii de Biblie în fiecare zi. Trebuie să mă apropii. Biblia este cuvântul scrisoare a celui preanalt pentru noi, în care El îmi vorbește cum să mă comport și să trăiesc pe verticală cu Dumnezeu, dar și pe orizontală față de semeni, ca să fiu plăcut. Eu nu mă, cine spune, eu mă apropii de Dumnezeu, dar El nu are treabă cu Biblia și nu o citește. Și ce spune în Apocalipsa, capitolul 1, versetul 3, zice, ferice de cine citește, de cel ce ascultă și de cel ce împlinește cuvintele acestei prorocii, căci vremea este aproape. Pe El îl fericește Dumnezeu. În Psalmul 119, foarte frumos spune acolo, cum își va ținea tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău. Vreau să spun, noi nu ne putem îndrepta viața decât numai când ne uităm în cuvânt. Știți ce spune Neemia, capitolul 13, versetul 5? Zice acolo, printre altele, zice, când au citit legea, s-au uitat în lege, au descoperit pe toți străinii care erau acolo în jurul lor. Până nu citim în cuvânt, noi nu descoperim carențele care le avem în viața noastră. Când ne uităm în cuvânt, descoperim slăbiciunile, carențele care trebuie eliminate și Domnul vrea să le dăm la o parte în fiecare zi. De aceea doresc Dumnezeu să ne umple de cuvântul Lui. Uitându-ne aici, pe de o parte, e oglinda spirituală. Ne vedem, zice Biblia, printre altele. Dumneavoastră știți, în Cartea Efesenilor, capitolul 5, spune acolo, zice, ca să înfățișeze această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Vreau să nu uităm, așa o va prezenta și noi trebuie, în final, așa să fim. Dumnezeu ne modelează aici, în viața aceasta. Printre altele, ne-a chemat aici să ne vorbească și să ne trezească mintea sănătoasă prin înștiințări, ca noi apoi, plecând de ei, să plecăm cu o râvnă nouă. Doamne, vrem să ne apropiem de Tine mai mult. Știți ce spune acolo în Ieremia, capitolul 23, versetul 23? Sunt eu numai un Dumnezeu de departe? Nu sunt și un Dumnezeu de aproape? Dumnezeul nostru este un Dumnezeu de departe? Ne-a văzut înainte de a ne naște noi. Și vede și veșnicia, dar în același timp este și de aproape. Mă cunoaște în detaliu, în mod amănunțit. Mă cunoaște, cum spunem, Psalmul 139, spune acolo și în 39, spune, printre altele, tu știi când stau jos și când mă scol, când mă culc, tu și în întuneric și oriunde m-aș duce, oriunde aș vrea, nu mă pot ascunde de fața ta. Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare. De aceea doresc încă o dată Dumnezeu să ne umple de cuvântul Lui. Cine vrea o apropiere de Domnul, trebuie să se apropie de Biblia. În al doilea lucru, trebuie să se apropie de biserică. Încă o dată, provocare, să nu lipsim de la părtășii. Numai atunci, știți ce spune Luca, capitolul 13? Biblia vorbește acolo de femeia gârbovă, o femeie gârbovă îndoită în două. De 18 ani era ținută, îndoită în două, gârbovă, de o putere a întunericului, puterea vrăjmașului. Și ne spune Biblia că Domnul o văzut-o, o chemat-o și și-o întins mâinile peste ea și ea s-a îndreptat. Vreau să spun, nimeni nu-și poate îndrepta viața dacă nu își întinde Domnul îndurarea peste el. Nimeni cu puterea lui proprie nu se poate îndrepta, nimeni nu se poate elibera pe el. Trebuie să existe cineva din afară, din exterior, mai tare decât ceea ce ne ține legați ca să ne aducă eliberarea. Și acest mai tare nu e altul decât Domnul Iisus Hristos. Biblia cu privire la Domnul, auziți, vis-a-vis de această eliberare, izbăvire, uitați ce frumos vorbește cuvântul în Cartea Colosenilor.
În capitolul 1, versetul 13 și 14. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului, o putere a întunericului, ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, El ne-a răscumpărat, și prin sângele Lui iertarea păcatelor. Toate astea le-a făcut Domnul Iisus. În Efeseni, capitolul 1, versetul 7, este ideea reluată. În El avem, în Domnul Iisus, răscumpărarea, prin sângele Lui avem iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său. De aceea doresc toți care suntem aici, Doamne, pune noi o râvnă de apropiere de Tine. Apropiere de cuvânt, să-L citim, să nu treacă o zi în care să nu citesc cuvântul lui Dumnezeu. Biblia spune omului Dumnezeu în Psalm 119, e extraordinar câte versete acolo. Omului Dumnezeu zice, sunt prieten cu toți care iubesc cuvântul Tău. Cuvântul Tău pentru el era cel comoară adevărată, cea mai binecuvântată. De aceea doresc încă o dată să iubim cuvântul, să iubim biserica și apoi să iubim rugăciunea, cum era menționat. Doamne, pune noi dorința după rugăciune. Și ce spune Luca 17, acolo Domnul Iisus zice, printre altele, oare nu va face Dumnezeu dreptate aleșilor Lui care strigă zi și noapte către El, măcar că zăbovește aparent. Care strigă zi și noapte. Acum, dacă ne-am cercetat, chiar strigăm noi zi și noapte? O, încă avem, sigur, nevoie de rugăciune. Dumnezeu să ne umple de o dorință după rugăciune. Și ce înseamnă rugăciunea? Rugăciunea înseamnă viață de dependență de Dumnezeu. Înseamnă să trăiesc cu El. Vreau în continuare să ne oprim aici, după ce Domnul a stat jos, un om între oameni. De multe ori mă gândesc la ideea aceasta. Știți că nimeni nu a putut în modestia lui. Cu asta începe fericirea, prima treaptă. Cu această smerenie, cu această stare extraordinară pe care Domnul a avut-o. Era un om între oameni. Știți că atunci când Iuda le-a dat un semn, ori cerut un semn, să știm cine este, și Iuda le-a dat un semn că nu cumva să prindă pe unul din ucenici, ci să vină la Domnul, spune pe acela pe care îl voi săruta. Nu a avut un alt semn. Nu se deosebea de ceilalți Domnul Iisus, stăpânul Universului, extraordinar în modestia Lui. Ce frumos! Domnul, zice aici, când a văzut norodele, s-a suit pe munte și după ce a așezut jos între ei, zice, ucenicii Lui s-au apropiat de El. Apoi El a început să vorbească și să învețe astfel. Și începe cu prima treaptă, cu prima fericire. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Vreau să vă spun, dacă cumva pierdem împărăția cerurilor, de aici se câștigă. Împărăția cerurilor nu înseamnă mântuire, înseamnă viața veșnică. Când Biblia vorbește de viața veșnică, când vorbește de împărăția cerurilor și de mântuire, e același lucru. E același lucru. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Ioan 17, versetul 3. Deci viața veșnică este Domnul Iisus Hristos. Biblia spune în Ioan, capitolul 5, versetul 39, zice, cercetați scripturile pentru că considerați că în ele este viața veșnică, dar însă și ele, scripturile, vorbesc despre mine. Despre cine? Despre Domnul Iisus Hristos. Ioan, capitolul 1, auziți ce frumos vorbește aici despre această viață veșnică. Ioan 1 ne spune aici că El a venit la Isăi, la națiunea lui Israel. Dar ai săi nu L-au primit. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci născuți din Dumnezeu. Și acum spune și cuvântul s-a făcut trup. Domnul Iisus, nașterea Lui, de altfel, din fecioară, nu e altceva decât o întrupare a celui ce exista din veșnicie cu Tatăl. Doar atât că s-a întrerupt veșnicia 33 de ani și Domnul a coborât în lumea noastră, s-a întrupat. Spune aici, și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am primit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Doamne, binecuvântă pe toți cei prezenți! Ajută-ne, o Doamne, să venim la Tine și să ascultăm cuvântul Tău. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Acum vreau să aici să fac o subliniere. Toate fericirile sunt la prezentul continuu. Nu spune ferice de cel ce-a fost cândva și acum nu mai este. Biblia spune ferice, ferice de cei săraci în duh, prezentul continuu. O fost când s-o întors și apoi tot timpul a rămas constant, până când îl duce Domnul acasă. Ferice de cei ce plâng. Am plâns cu ani, zeci de ani de când m-am întors la Domnul și acum la 64 de ani pe care am, dacă nu plâng și acum, n-am rezolvat nimica.
Până cât trăiesc aici pe pământ, până în momentul în care Domnul ne ia, eu trebuie să rămân constant. Deci fericirile sunt la prezentul continuu. Prima fericire cu care începe este terenul de unde cresc toate virtuțile spirituale. Este smerenia, aici o numește ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Vreau să nu uităm, când Domnul vorbește, Domnul ne dă și model, și modelul ideal este Domnul Iisus Hristos. Știți ce ne spune Biblia în Evanghelia după Matei? În capitolul 11, ne spune aici versetul 28, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Eu sunt blând și smerit cu inima. Din smerenia lui, ne spune Biblia, judecata i-a fost luată. Și cine va zugrăvi pe cei din vremea lui? În smerenia lui, ne spune Biblia, în cartea Filipenilor, și el este modelul ideal. Auziți numai ce ne spune aici cu privire la această smerenie. Filipeni, capitolul 2, versetul 6. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Zice, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi, acelor de, din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Ce spuneți, frați și surori, la noi încă mai încape smerenie? Vreau să vă spun, nimeni nu o muri de smerenie. Asta o spun și la Betel din când în când. Încă nimeni nu a murit de smerenie. De mândrie ori muri mult și diavolul a căzut din cer din pricina mândriei. Smerenia este virtutea de unde cresc toate celelalte. Cu asta începe lucrarea lui Dumnezeu. Dacă asta nu există, celelalte sunt doar așa, imaginare, superficiale. Ca să fie toate celelalte reale și să aibă valoare, trebuie să fie această smerenie. Știți, de multe ori îmi zic așa, valorile adevărate nu aici le vedem, să știți. Ce răsturnări de valori vor fi în ziua aceea înaintea Domnului. De-abia atunci vom vedea valorile adevărate. De-abia atunci, de-aia Biblia spune, să nu ne grăbim să judecăm până va scoate El totul la lumină în ziua aceea. Atunci vom vedea. Dar acum Domnul ne provoacă, dacă sigur mă lupt să trăiesc așa cum învață Biblia, sigur să-mi însușesc ceea ce El îmi spune, Domnul îmi garantează o mare biruință în ziua aceea. Ferice de cei smeriți, ferice de cei săraci în duh, nu spune săraci cu Duhul, săraci în duh, asta înseamnă smerenie. Căci a lor este împărăția cerurilor. Uitați și ne spune Biblia cu privire la această smerenie, care este foarte importantă. În Psalmul 119, de bună oară aici vorbește omului Dumnezeu, autorul Psalmului 119, foarte frumos. Și vreau să citesc câteva versete, merită citite, amintite în acest context. Versetul 67, până ce am fost smerit sau până ce nu m-am smerit, rătăceam. Un om care nu se smerește, rătăcește, chiar dacă are impresia că e pe o cale bună. Biblia știe ce spune, multe căi par omului bune, dar la urmă se văd că duc la moarte, că nu mai poți să faci nimica, timpul înapoi nu-l mai poți întoarce. De aia e foarte important, eu tot timpul să mă verific. Cu ce trebuie să mă verific este unul singur, este cuvântul lui Dumnezeu. Până ce am fost smerit, rătăceam, dar acum păzesc cuvântul tău. Sau până ce nu m-am smerit, rătăceam. Dar acum păzesc cuvântul tău. Spune aici versetul 71, este spre binele meu, Doamne, că m-ai smerit, ca să învăț orânduirile tale. Extraordinar! Zice în versetul 75, știu, Doamne, că judecățile tale sunt drepte, din credincioșie m-ai smerit, din credincioșie. Ce frumos, din credincioșie pentru binele meu. Auziți ce spune, pentru că suntem în psalmi. În psalmul 25, tot vis-a-vis de această smerenie, ne spune aici omului Dumnezeu David, versetul 8. Domnul este bun și drept, de aceea arată El păcătoșilor calea. El face, auziți, El face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El face, eu trebuie doar să mă smeresc, să mă cobor și El face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. Și în continuare, El învață pe cei smeriți calea sa.
El învață, el personal are metodele lui de a învăța, de a se ocupa de creșterea mea spirituală. Dar asta nu am ideea și în contextul în care eu știu să mă smeresc. Doamne, ajută-ne să ne smerim! Acum, la nivelul unei biserici locale, cum este biserica noastră, Betel sau a dumneavoastră de aici, uitați ce spune Biblia foarte frumos despre smerenie. În 1 Petru, în capitolul 5, spune așa, versetul 5, tot așa și voi tinerilor fiți supuși celor bătrâni. Și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie, extraordinar. Smerenia este o podoabă, o podoabă adevărată. Nu podoabele exterioare sunt podoabele reale. Podoaba adevărată este smerenia. Să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu, zice, stă, extraordinar, împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Zice, smeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru că la vremea lui El să vă înalțe. Și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Ce frumos într-o biserică, unitatea reală, adevărată, trebuie să fie și între bătrâni și între tine. Toți împreună în legături, dar asta numai în contextul în care există podoaba smereniei. Eu doresc, Domnul, să ne ajute mai mult să ne smerim. Frați și surori, noi ne-am smerit, dar mai mult trebuie, în fiecare zi. Și încă o dată, când mă uit aici la model, modelul e Domnul, nu se poate să nu învăț starea și să realizez, mai mult trebuie să mă smeresc. O a doua treaptă, după ce există prima treaptă, urmează aici un crescendo fericirile acestea. Astea sunt adevăratele fericiri. Astea sunt adevăratele fericiri. Zice, ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Trebuie terenul smereniei să fie udat. Dar de ce să fie udat? De lacrimile noastre. Extraordinar. Biblia fericește pe cei ce plâng, nu pe cei ce râd. Când mai vezi tineri, copii care plâng, este un lucru mare, e un lucru, o bucurie. Știi ce spune Pavel în Timotei? Zice, mi-aduc aminte de lacrimile tale și doresc să te văd ca să mă umplu de bucurie. Mi-aduc aminte de credința neprefăcută, sălășluită în bunica lui, sunt mama Eunice și sunt încredințat că și în tine. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care aduce la mântuire. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos, ca să învețe. Ca să învețe, Scriptura ne învață. Ca să învețe, apoi să mustre. Dar mustrarea nu are un sens negativ, are un sens pozitiv. Și spune în al treilea rând, ca să îndrepte. Mă mustră ca să mă îndrepte. Și apoi să dea înțelepciune neprienire pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Doamne, dă-ne lacrimi să ne putem ruga. Să știți, lacrimile trag în balanță, zice, Domnul strânge, spune în Proverbe și în Psalmi, lacrimile mele în burduful lui. În Apocalipsa 21 spune, El va șterge lacrimile de pe fețele noastre, dacă au fost lacrimi. Dacă noi am realizat că și lacrimile sunt strânse, fiecare picătură de lacrimă este în atenția lui Dumnezeu. Dar și aici, la fericirea aceasta, vreau să întăresc ideea. Este prezentul continuu. Ferice de cei ce plâng. Dar cum, după zeci de ani să mai plâng? Da, trebuie să plâng. Dar nu trebuie, nu trebuie să mă forțez să plâng. Un om adevărat care îl are, îl plânge dacă nu mai are pentru el, plânge pentru cei din jur. Plânge pentru mântuirea casei lui, casa mică, casa mare, pentru familia lui, pentru biserică și pentru tot ce este în jurul lui. Sunt atâtea motive. Ei, în momentul în care e sincer, smerenia primul rând, va exista și lacrimi. Terenul acesta trebuie să fie udat ca să poată crește în continuare, să poată să se vadă, să fie conturate toate virtuțile pe care Domnul le are pentru noi. Și apoi Biblia ne vorbește în al treilea rând de prima floare care crește pe un teren al smereniei, udat de lacrimile pocăinței, căinței și a unei vieți de părtășie non-stop cu Domnul, arată prima floare care crește. Auziți care e prima floare? Versetul 5. Ferice de cei blânzi, că cei moștenesc pământul. Blândețea este o floare rară, să știți. Ea nu poate crește dacă nu este udat terenul smereniei, numai de unde există acest teren al smereniei. Și unde sunt lacrimile care udă, se vede floarea aceasta nemaipomenită, blândețea. Îmi place mult ce spune omul lui Dumnezeu Pavel. Auziți ce spune el în 2 Timotei, capitolul 2, versetul 24 și 25. Ne spune aici vis-a-vis de această idee, e foarte frumos. Și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, ce frumos.
Dar paradoxul este, să fac o paranteză, îi zice lui Tit și lui Timotei, zice să înfrunți pe potrivnii, să mustri cu asprime și în același timp ca un paradox, cu blândețe. Să spui adevărul, să ai autoritate în ce spui, n-ai autoritate numai atunci când stai sub autoritate. Un om care nu stă sub autoritate nu va avea autoritate. Zice, peste cei mari sunt alții și mai mari. Și peste noi toți stăpânește cel prea înalt. Doamne, ajută-ne să rămânem sub autoritate. Ăsta e un secret la nivelul familiilor. Dacă sunt copii care n-ascultă de părinți, înseamnă că și părinții la rândul lor au avut un semn de întrebare la capitolul autoritate. Ce frumos când în familie este autoritate, copiii ascultă. Când tata ascultă de Domnul și în tata văd copiii și soția prezența Domnului. Știți cum îl numea pe Avram, Sara? Îl numea Domnul ei. N-ai voie să spui Domn, unul singur e Domn. Dar de ce îl numea pe Avram Domn? Pentru că vedeam prezența lui Avram în el, prezența celui preanalt. Omul care ridica altare, omul care se închina întotdeauna lui Dumnezeu. Și Sara l-a stimat pe Avram. Ce frumos! Când în familie autoritate, când soția la rândul ei stă sub autoritatea soțului. Ce frumos să nu-l să nu-i submine această autoritate, să nu-l umilească în fața copiilor, ci întotdeauna cu multă grijă și atenție, cuvinte articulate, cuvinte cu greutate, care să-l ridice înaintea familiei și înaintea celor din jur. Zice bărbatul ei, Proverbe 31, zice, este bine văzut la porți din pricina femeii, de pricina soției lui, care știa cum să se comporte. Ce frumos! Spune aici în Timotei în continuare, robul Domnului nu trebuie să certe, să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului. Au zis, nu se poate fără pocăință să ajungi la o cunoștință a adevărului. Cu cât mă pocăiesc mai mult, primesc mai multă lumină și cunoștință asupra voiei lui Dumnezeu. Acum, vis-a-vis de blândețe, dăm un exemplu. Știți ce spune Biblia despre Moise? Despre Moise spune Biblia că a fost cel mai blând om de pe fața pământului. Așa ne spune Biblia. La un moment dat spune Biblia că Maria și Aaron au vorbit împotriva lui Moise. Și ori zis, oare numai prin Moise vorbește Domnul, nu vorbește și prin noi? Dar Moise nu a auzit, omul blând ăla nu aude și dacă aude. Știți că uneori sunt șoptitori, știți cum fac aceștia, șoptesc așa în șoaptă, dar în așa manieră încât să ajungă și până la mine, să aud și eu. Că Domnul mă încearcă atunci să vadă care va fi reacția mea. Ce frumos să nu auzi. Auzi, dar nu auzi, numai ceea ce trebuie. Vezi, dar nu vezi, numai ceea ce trebuie. Cine este orb ca robul Domnului, surd ca robul celui preanalt? Ai întocmit ochii, ai întocmit urechile, dar numai ceea ce trebuia auzit și-o văzut. Ce frumos! Dumnezeu să ne binecuvinteze și pe noi! Pentru că Moise nu s-a apărat, ne spune Biblia că Domnul ia apărarea el și cheamă pe Maria și Aaron la judecată, să le cere... Sigur, socoteală de ceea ce au făcut. Și acum uitați ce spune în Psalmul 45. Îmi place mult aici această idee. Zice versetul 3. Războinic vitează, încinge sabia, podoba și slava. Da, slava ta fi biruitor, suie-te în carul tău de luptă și apără adevărul, blândețea și neprienirea. Și dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate. Știți cine este războinic cu acesta vitează? E Domnul Iisus Hristos. El apără adevărul, blândețea și neprienirea. Acum, chemarea mea este să reprezint adevărul. Nu, uneori aud, frate, trebuie să apăr adevărul și apăr eu. Nu, Biblia nu spune așa ceva. Biblia îmi spune eu să reprezint adevărul, să trăiesc în așa manieră încât să fiu, să se vadă adevărul în viața mea. Cel ce apără adevărul este războinic cu vitează. Dacă eu reprezint blândețea lui aici, în viața aceasta, cel ce mă apără, nu eu mă apăr. Vezi, la atâtea litigii și stări tensionate la ora actuală, oamenii încearcă să apere ei. Deci el apără blândețea, Moise a fost cel mai blând om, nu s-a apărat el. Ne spune Biblia că Domnul a chemat pe Maria și pe Aaron și le-a cerut socoteală. Cum nu v-ați temut să vorbiți împotriva lui Moise? Eu vorbesc gură către gură, el vede echipul Domnului. Cum nu v-ați temut să vorbiți împotriva lui? Și ne spune Biblia acolo ce-o pățit Maria. Noi știm ce-o pățit acolo, arată foarte clar în Cartea Numerilor. În ultimă instanță, cel de-al patrulea lucru, zice, poporul nu a plecat.
O staționat pe loc pentru că o trebuie să stea până când Maria a intrat din nou în tabără și a fost curățită de lepra ei, din pricina păcatului ei. Eu doresc Dumnezeu să lase această blândețe peste tot ce-i prezent. Ce frumos dacă în familie va fi blândețe. Să știi copilul, înțelegere, armonie. Și așa avem probleme în familie, greutăți, că așa e viața. Viața nu e ușoară, să știți. Dar e nemaipomenit când există armonie. Eu întotdeauna familia o văd ca un refugiu pe care îl avem din lumea aceasta. Atâta ostilitate și priviri dușmănoase avem în jurul nostru. Atâta răutate există de multe ori. E nemaipomenit să dorești tot timpul să fii în familie. Și acolo să ai înțelegere din partea celor din jur. Bucurie, blândețe, cuvânt care să te ridice. Eu doresc încă o dată Dumnezeu să lase blândețea peste noi toți. Biblia spune că cei blânzi vor moșteni, Psalmul 37, vor moșteni pământul. Cei blânzi? Cei blânzi moștenesc țara și au belșug de pace. Eu doresc încă o dată să ne ajute Domnul și această treaptă, a treia treaptă, să o avem. Și aici încă o dată repetăm, ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Cea de-a patra fericire, versetul 6. Ferice de cei flămânși însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Deci la fel prezentul continuu, ferice de cei flămânzi, cum după ani de zile, da, după ani de zile, flămând după cele sfinte, prezent la casa Domnului întotdeauna și încerc să fiu la timp la casa Domnului. Sigur, sunt și motive obiective când mai pot să întârzi, dar în general nu fac azi din asta un obicei. Domnul avea obiceiuri, știți ce spune Biblia? De bună oară vă citesc ceva. Uitați ce obicei bun, sunt obiceiuri bune. Zice, a venit în Nazaret, capitolul 4, versetul 16, unde fusese crescut și după obiceiul său, în ziua sabatului a intrat în sinagogă și s-a sculat să citească. Un obicei bun. Domnul, cuvântul lui, zice, de aia spune Ioan în capitolul 4, versetul 34. Auziți ce spune aici Domnul foarte frumos? Zice, Iisus le-a zis, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrările lui. Rana spirituală, asta era, mâncarea Domnului. Ucenicilor provocat să mănânce. Domnul spune, mâncarea mea este să fac voia celui preanalt. În timpul de adunare, nu lipsesc de la părtășie. În momentul în care să mă pun pe genunchi, le las pe toate, că dacă acasă nu-ți faci timp pentru rugăciune, pentru altar, ai probleme, tot timpul vor fi probleme. Diavolul are el metodele lui, încât să-mi aducă tot timpul tot felul de probleme. Și atunci când vreau să fac ceva spiritual, el mi-aduce altceva. Ei, toate le las, orice ar fi, le abandonez, că de aia spune Biblia în Matei capitolul 6, versetul 33. Căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprienirea lui. Acum dumneavoastră știți cine este neprienirea lui Dumnezeu. Nu se poate cineva să caute împărăția fără să nu caute și neprienirea lui Dumnezeu. Astea sunt legate una de alta. 1 Corinteni capitolul 1, versetul 30. Și el, Domnul Iisus, a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. El este neprihănirea lui Dumnezeu. Și Biblia spune, căutați împărăția și neprihănirea. Neprihănirea lui Dumnezeu. Ce înseamnă să o caut? Să mă uit tot timpul la el. Frați sfinți, Evrei 3, versetul 1 și 2, care aveți parte de chemarea cerească. Auziți ce chemare avem noi? Chemare cerească. Să fim ca el într-o zi. În împărăția lui. Zice, ațintiți-vă privirile la apostolul și la marele preot al mărturisirii noastre, adică la Iisus, care a fost credincios celui ce l-a chemat. Eu doresc, Domnul, să ne îndrepte privirile spre el. Amin. Doamne, ajută-ne să fim flămânzi și însetați după neprihănire. Să fiu flămânzi și însetat după cele sfinte. Flămânzi și însetat după cuvântul lui, după părtășia cu frații. Să nu pot fără părtășie. Acum, vis-a-vis de părtășie aici, știți Apocalipsa, capitolul 1, ne spune Biblia că Ioan a ajuns în Patmos. Domnul a avut un plan special, zice ca istoria despre el, că ar fi avut 96-98 de ani. Ioan a trăit foarte mult și Apocalipsa e foarte importantă, practic nobilează toată Biblia. Cartea este finalizată, nobilată de cartea Apocalipsei, care aduce o lumină extraordinară. Și Ioan, după ce au încercat împărații care au fost în vremea aceea, prin toate mijloacele, să-l extermine pe Ioan, n-a reușit. Ioan a rămas, că Domnul a avut un plan și l-a ținut el în mâna lui. Ne spune Biblia, în final, a fost exilat
A fost exilat pe insula Patmos, izolat de frățietate, de părtășie. L-au dus acolo pentru că în ideea rupt de părtășie, de frățietate, nu mai are nicio legătură și va muri. Dar atunci când s-au închis toate ferestrele de bunoară pe orizontală, s-au deschis pe verticală cerul și Ioan a avut Apocalipsa. Eu doresc încă o dată, Doamne, fă-ne flămânși însetați după Tine. Amin. Și la o 90 de ani să fii la fel de flămând după cele sfinte, da. Până la sfârșit, știți ce a spus Apostolul Pavel? A spus în ideea aceasta, fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un lucru. Ui ce este în urma mea și mă arunc spre ce este înainte, ca o să-l apuc. Întrucât și eu am fost apucat de Hristos, Domnul să ne umple de râvnă pentru El. Amin. Ferice de cei flămânși însetați după neprienire, nu după cele trecătoare, că sunt oameni flămânși însetați, după cele materiale și aleargă toată ziua. Nu vreau să intru în acest domeniu în care se pot spune multe. Oameni flămânși însetați după multe lucruri trecătoare. Aici vorbește de cele spirituale. Păi ei fericește Dumnezeu. Ăia sunt fericiți și Dumnezeu le garantează binecuvântarea. Biblia ne arată în continuare aici o a cincea fericire. Versetul 7. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei milostivi. Nu se poate. Dacă nu parcurgi aceste trepte, nu poți să fii un om milostiv. Aici nu e vorba de o însușire naturală. Om care prin felul lui, eu am întâlnit oameni, care prin felul lui au fost oameni buni aparenți, până într-un moment în care au răbuvnit așa ca un vulcan. Nu, Domnul, nu vrea o astfel de răbuvnire. Un om care este milostiv, ăla întotdeauna, el nu poate, ideea este aceasta, el nu poate fi decât așa. Natura lui e de așa manieră încât el nu poate altfel. Ce frumos! Eu îți fac bine, nu pentru că îmi faci și tu bine. Eu îți fac bine pentru că eu nu pot să fac decât bine. Asta trebuie să fie ideea. Doamne, ajută-ne la asta. Zice, judecata va fi fără milă pentru cel ce nu a avut milă. Dar mila biruiește judecata. Vreau să spun că există o zi nefastă în viața fiecăruia dintre noi. O zi a încercării. Biblia vorbește de încercarea de foc. 1 Corinteni, capitolul 3. Încercarea, focul va dovedi lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea va rezista și va rămâne în picioare, va primi o răsplată, altfel își va pierde răsplata. Ei, mare lucru în ziua încercării, zice, să-ți păstrezi sângele rece. Să rămâi un om liniștit, un om constant. Atunci, în încercare, se vede ceea ce am eu înăuntru meu. Eu nu pot fi decât ceea ce sunt. Știți ce spune Biblia în Isaia? Cei răi n-au pace, zice Domnul. Ei sunt ca marea înfuriată care aruncă afară noroi și mâl. Eu doresc Dumnezeu să ne umple de pacea Lui. Vrem, Doamne, să fim milostivi. Încă, să știți, Domnul nu se va supăra că suntem prea milostivi. Niciodată nu se va supăra. Milostenia aceasta, mila aceasta, față de cei de mântuirea celor din jur, Domnul o va aprecia întotdeauna. Apoi o a șasa ne spune aici, în continuare, versetul 8. Ferice de cei cu inimă curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Auziți cine vede pe Dumnezeu? Cel cu inimă curată. E un mare lucru să ai o inimă curată, o inimă întreagă a lui. Inima numai Domnul o poate curăți. Vreau să știți ce este în inima omului. Auziți numai ce spune Biblia, Matei 15. Ce este în inima unui om până nu vine Domnul? La cum să am eu inima curată? Că eu sunt un om trecător, mărginit, înconjurat de neputință și imperfecțiune. Pot să am inima curată? Numai El mi-o poate curăți, eu nu o pot avea. Eu prin mine nu am, prin definiție, noi niciunul n-am fost buni, să știți. Dar bun a fost Domnul care s-a îndurat de noi. Uitați ce spune. Dar ce iese din gură vine din inimă și aceea spurcă pe om. Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturile mincinoase, hulele. Iată lucrurile care spurcă pe om. Dar a mânca cu mâinile nespălate nu spurcă pe om. Deci din lăuntru, din inima omului, ies toate aceste lucruri. Ei, Domnul vrea noi ferice de cel cu inima curată. Auziți ce spune în Faptele Apostolilor, capitolul 15, versetul 8 și 9. Dumnezeu care cunoaște inimile a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. N-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățit inimile prin credință. Cel ce curățește inima și scoate toate lucrurile afară, cele murdare, e Domnul Iisus. El vrea să scoată din inima noastră, din inima din dreapta. Subliniez, foarte important.
Spune acolo în cartea Eclesiastul, în capitolul 10, versetul 2. Zice acolo, inima nebunului este la stânga lui, iar inima înțeleptului este la dreapta lui. În momentul în care au scos lucrurile rele din inima din dreapta, cele care le-am citit, ce sunt în inima unui om până nu curățește și înnoiește Domnul, Domnul nu lasă inima goală, că dacă rămâne goală, cel rău vine și mai ia încă 7 cu el. Și starea omului este mai rea. Ei, după ce o curățit-o, el vrea să pună cuvântul lui în inima noastră. El vrea să pună Duhul lui. El vrea să stăpânească el. Și se împlinește ce a spus Petru în epistola lui. Sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn și Mântuitor. Doamne, vrem să fii Domnul nostru. Amin. Amin? Amin. Vrem să fii Domnul nostru, Doamne. Dacă sunt lucruri care nu sunt bune, Tu ești gata și poți să vii. Dar trebuie să le recunosc. Dacă nu le recunosc, dacă nu mă căiesc și nu cer îndurare de la el, el mă lasă așa în continuare. Și poate să treacă evangelizarea, zisierile de evangelizare și o să cred că totul e în ordine. Domnul vrea o apropiere mai mare de el, o trăire cu el constantă și binecuvântată. De aceea doresc, Doamne, dă-ne o inimă curată. Inima curată e un lucru mare, e o mare binecuvântare. Inima întreagă a lui. Nu jumătăți de măsură, ci întreagă. Apoi Biblia vorbește aici în continuare, versetul 9, de o altă treaptă, de o altă fericire. Versetul 9, ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii al lui Dumnezeu. Ferice în continuare, zice, de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice, zice, va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vă vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Auziți, noi trebuie să ne bucurăm. Chiar dacă nu avem, vedeți, noi de multe ori am vrea și în viața aceasta să ne meargă bine. Și aici totul să fie în ordine, să fim la superlativ și aici. Nu se poate. Aici Domnul nu ne-a promis că ne va da totul la superlativ. Și aici ne spune Biblia, ne va purta de grijă cu ce avem nevoie. Dar alături de aceste încercări pe care Domnul le îngăduie în viața noastră. Dar în încercare, Domnul promite că este cu noi. Uitați ce spune vis-a-vis de această stare, vorbește foarte frumos Romani, capitolul 8. Spune aici versetul 18, sau citim de la 16. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori al lui Dumnezeu dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Și acum atenție, versetul 18. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Mai citim ceva. 1 Petru, capitolul 2, ne spune aici, printre altele, versetul 19, căci este un lucru plăcut dacă cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu suferă întristare sau suferă pe nedrept. În adevăr, ce fale este să suferiți cu răbdare, să fiți pălmuiți când ați făcut răul? Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu și la aceasta ați fost chemați. Fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Zice, când era batjocorit, nu răspundea cu batjocorii. Când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. Și aici în textul nostru spune, veseliți-vă, bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare. Unde? În ceruri. Spune tot în această idee, în 1 Petru, în capitolul 2, 3, versetul 17, căci este mai bine, dacă așa este voia lui Dumnezeu, să suferiți pentru că faceți binele decât pentru că faceți răul. Hristos, versetul 18, de asemenea a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne ducă la Dumnezeu. Și aici, în final, doar versetul 18 spune, și dacă cel neprienit scapă cu greu, ce va face cel nelegiuit și cel păcătos? Așa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu, să-și încredințeze sufletele credinciosului ziditor și să facă ce este bine. Doamne, ajută-ne!
Vreau să mă apropii de încheiere cu două lucruri pe care nu le-am mai citit, că am considerat că textul să nu fie prea lung, obositor. Cei ce parcurg aceste fericiri, să rețineți bine ideea, și le trăiesc din plin, din abundență tot timpul, la prezentul continuu, Biblia spune despre ei, voi sunteți sarea pământului. Care voi? Cine voi? Voi care ați parcurs aceste trepte și aveți aceste fericiri, vi le-ați însușit aceste principii. Aceia sunt sare, nu oricine. Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare. Printre altele, una din proprietățile, una, are multe, dar una din proprietățile acestei sări, știți care este proprietatea sării? Una din ele este proprietatea de conservare. Sarea are proprietatea de conservare. Acum mai ales surorile știu. Când pun murături și altele cu sarea, sarea e absolut necesară. Sarea are proprietatea de conservare și Biblia spune, voi sunteți sarea pământului. Acum, credeți că Sodoma și Gomora au fost mai păcătoase decât e lumea noastră în care trăim noi? Nici pe departe. Păcatul care e azi e mult mai mare în omenire. Dar știți de ce Dumnezeu nu distruge omenirea aceasta? Pentru că există încă cantitatea de sare pe pământ. Credincioșii lui, biserica lui. De aia spune, voi sunteți sarea pământului și prin voi este conservată și păstrată. Știți ce a spus Domnului Pavel în Fapte, capitolul 28? Zice, Pavele, nu te teme, a venit îngerul Domnului în final și a spus, nu te teme, Dumnezeu este cel ce ți-o dăruit pe toți care călătoresc împreună cu tine. Din pricina ta vor fi salvați toți. Este extraordinar, la nivelul unei familii, Dumnezeu poate conserva, păstra familia din pricina unei cantități de sare care există acolo. Voi sunteți sarea pământului, dar apoi pe o altă ordine de idei, sarea de gust. Sarea de gust. Ce frumos să lași un gust plăcut în urma ta, un gust dulce. Să dorească cei din jur să fie mereu în ambianța ta, în prezența ta. Nu să aibă o repulsie față de tine. În familie să dorească soția mereu să fie în prezența soțului și soțul în prezența soției. Amin. Ce frumos copiii să dorească să-și iubească părinții, să dorească să fie mereu acasă, nu să dorească să plece, să de-abia să apuce să poată zbura de acasă, ci să fie mereu acolo. Doamne, ajută-ne să fim sare! Dar până la sare, ajută-ne să ne însușim principiile care erau amintite fericirile. Și apoi un al doilea lucru, tot la fel de frumos, voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă, auziți, faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri, nu pe voi, nu pe voi, ci pe Tatăl vostru. Se vadă cu adevărat prezența lui Dumnezeu în viața voastră. Acum, vis-a-vis de o lumină reală, că sunt și lumini, depinde, și o lumânare e o lumină, nu? Un chibrit, cu un chibrit. Dar nu, lumină, e extraordinar să fie o lumină adevărată. Lumina albă, știți spectrul luminii în fizică, tinerii au învățat. 7 culori împreună formează lumina albă. Dacă una lipsește, nu-i mai lumina albă perfectă. Ca să fie lumina albă, clară, trebuie să fie toate cele 7. Auziți numai ce frumos vorbește Petru în această idee. Îmi place mult această subliniere a lui Petru. El ne spune în epistola lui, în a doua epistolă, ne spune aici în capitolul 1, zice așa, versetul 5. De aceea dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră. Deci credința îi postamentul. Și acum spune în continuare, primul lucru, să uniți cu credința voastră fapta. Cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, iar cu dragostea de frați iubirea de oameni. Și acum atenție, căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa pe deoparte să fiți nici leneși, nici neroditori, în ce privește de plină cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri în el, sau una din ele lipsește, zice, este orb. Nu are lumina reală, veritabilă. Domnul vrea să fim lumini veritabile. Amin. Lumina adevărată a fost Domnul Iisus și El ne-o chema la El și El vrea să ne dea din lumina Lui. Eu închei, timpul o trecut, doresc din inimă Dumnezeu să binecuvinteze această biserică. Amin. Doamne, ajută-ne să fim sare și lumină.
Dar până atunci, ajută-ne, Doamne, să parcurgem aceste trepte ale fericirii. Asta e adevărata fericire. Noi numim fericiți impropriu, de multe ori, pe unul și pe altul când îl vedem. Nu, asta e fericirea adevărată, este aici. Valorile adevărate, în ziua aceea le vom vedea. Ce-mi place când mă gândesc la aceste valori. Știți ce a spus Domnul Ioan 14, versetul 1? Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se spăimânte. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. De n-ar fi așa, v-aș fi spus, dar eu mă duc să vă pregătesc un loc. Știți că fiecare avem o casă, de pe atunci vom vedea ce avem. Trimite-mi în fiecare zi. Atunci, de posibilitatea Domnului tuturor, nu spune pentru că eu sunt păstor, tu ești privilegiat, da, de unde? Funcție de cum mă lupt aici. Dacă și eu mă voi lupta așa cum vrea Domnul și altul, sigur, voi ajunge acolo și voi vedea în ziua aceea. Biblia spune, printre altele, fiecare va învia la rândul cetei lui și învierea la rândul cetei, extraordinar. Nici nu ne imaginăm cât de mare este acest Dumnezeu. Ce binecuvântări a pregătit El pentru ai Lui. Încheie aici. Și doresc încă o dată, Domnul să ne umple de râvnă pentru El. Amin. Doamne, lasă cuvântul Tău în noi și umple-ne de Duhul Tău. Amin. Și apoi când cele două lucruri vor fi împreună și vor lucra, Dumnezeu ne garantează o creștere constantă în fiecare zi. O înaintare și în final o întâlnire cu El în slavă și în glorie. Amin. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze.